Datorită 2409, fiindu-mă la serviciu, stăteam parcat pe strada Maria Dragan. 1. La două orele 24 s-au apropiat doi tineri și m-au întrebat dacă sunt liber. Și au solicitat să-i duc sectorul Râșcani lângă fitness. Deci am pornit contorul, am plecat, am ajuns la fitness. De la fitness ei au solicitat să ne ducem la Râșcanovca, la școala 35, la Ciocană. Unde am ajuns la școala 35, aproape de teren, de terenul sportiv. Unul din ei a ieșit, chipurile să duc să vadă, să-l cad cu cineva. După ce a venit, mi-a dat cu gaz lacrimogen în ochi și mi-a sustras telefonul.